Bine ați venit la Biblioteca Municipală din Lugoj, cu ocazia zilelor Mihai Eminescu. Având în vedere că anul acesta vi s-a spus precis și am și auzit, 2015 înseamnă 165 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Prin această expoziție am vrut să vă arăt ceva foarte interesant. Nu știu dacă vreodată ați fost voi atenți când ați studiat, că prea mai nu sunteți, dar ați studiat Eminescu în școală, dovadă felul în care ați recitat, superb ați recitat. Vă felicit și felicit și pe domnul coordonator, pe doamna coordonatoare și pe domnul coordonator. Și vreau să vă arăt această expoziție. Nu este făcută întâmplător așa. Am ales din întreaga creație a poetului Eminescu. Dar nu a poetului, a scriitorului. Eminescu, știți, a fost și publicist, da? Deci a publicat în ziarele vremii. A fost poet, a scris proză, a cules folclor. Și vreau să spun că este deosebit de vastă opera sa. După cum vedeți, proză literară, da? S-au făcut studii enorm de multe. În amintirea lui s-a făcut editura Eminescu, care s-a ocupat de întreaga operă, de caietele Eminescu și de tot ce a însemnat opera lui. O să și Batman am scris pentru voi. Și vreau să vă rog din suflet, dacă aveți ceva de spus, să spuneți. Da, eu vreau să spun ceva. Noi am venit aici pentru a readuce la viață, să aducem la viață pe Mihai Eminescu. Pentru că a făcut opera. Prima opera. Pentru că a făcut multe și pe noi ne-a făcut să fim fericiți. Și de aceea sărbătorim noi astăzi, în 2015, în anul acesta, ziua de 165 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Și eu îl apreciez foarte mult pentru câte a scris. Aș fi vrut să trăiască și acum, dar noi, prin amintirile noastre și ce facem, putem readuce la viață în mintea noastră. Foarte frumos, Fabiana! Bravo! Da. Cine mai dorește? Betty! Noi am recitat, noi fetele, o poezie, nu scrisă de Mihai, dar în acea melodie era... acea poezie era vorba despre Mihai. De obicei, Mihai înseamnă... Mihai Eminescu înseamnă țara, pământul, câmpia, munții, apele, râurile, soarele. Mihai a fost un poet foarte bun și a fost un poet prin poezia lui Luceafărul. Da, dar ai prietenit foarte mult, că deja e prietenul tău Mihai. Mihai Eminescu, Mihai. Așa să spun că și toți din lumea asta ar trebui să, tot România ar trebui să îl cinstim pe Mihai Eminescu pentru lucrurile care, pentru prozele, poeziile, tot ce a făcut. Da, în mod expert poeziile, că el este marele nostru poet, dar el a scris foarte mult. Aia o să spun că opera de Mihai Eminescu, tot ce a făcut el, a fost un bun prozator, un bun poet și tot ce a făcut a reușit să ajungă la scopul lui și la sufletul oamenilor. Am citit și eu foarte multe povești și poezii de Mihai. Nu, poveste, n-a scris povești, n-a scris proze. Poezie. Și basme. Și basme. Și pot să spun eu că opera lui a fost reușită. Domnișoara vine de studiu Născută, Crescută în Italia, e primul an în România. Hai, ce bine, mă bucur că a perceput Eminescu. Sigur, sigur. Țineți minte că... Poate bacul, mai cel mai renumit scris de Mihai Eminescu este Păt frumos din lacrimi. Pe care să-l studiați în liceu, da. Deci asta e povestea, da. Basmul scris de Mihai Eminescu. Acea mai maronie copiază prima ediție? Da. Și ce am spus eu? Așa? Așa? Ce am stăpată în grădina de... Aură. Nu cred că ne-am mânzit. O poză vreau să facem la bustul lui Eminescu, bine? Da.